Este vorba despre salubrii. De curând au apărut utilaje noi, l-au putut vedea ieșenii care mătură și salubrizează străzile. Mai sunt proiecte de, care țin de ridicarea selectivă a deșeurilor. Toate aceste lucruri le vom vedea și le vom discuta imediat cu alături de managerul Salubris Iași. Până atunci urmărim un mic reportaj realizat de Marga Andrescu despre utilajele noi pe care le folosește Salubrisul acum. Cam asta a fost tot. Plecăm mai departe. Pe străzile principale din Iași nu există zi în care, la orele de vârf, circulația să nu fie îngreunată de muncitorii care împing tomberoanele pe roți. De săptămâna viitoare, gunoiul va fi transportat cu scutere electrice. Este un moped care se conduce foarte bine, e ușor, manevrabil, trei roți, electric, are autonomie de 50 de kilometri. Se va fi mai silențios, se va face decât cu vechile utilaje. Foarte ușor pe străzile din Iași, că este mică, se strecoară ușor, este foarte... Scuterele electrice pe trei roți pot circula cu 25 de km pe oră, iar timpul de încărcare variază între 5 și 8 ore. Mopedele pot colecta aproximativ 250 de kg de deșeuri și sunt fabricate în Spania. Am făcut această achiziție inspirat de tot ceea ce am văzut afară. Am făcut această achiziție pentru că și cetățenii municipiului Iași merită cei mai buni. Am făcut această achiziție pentru că de multe ori un salubrist pentru a curăța o stradă îi ia mult timp. El merge cu 2 km pe oră, iar aceste mopede merg cu cel puțin 20 de km pe oră, astfel încât am eficientizat și munca un moped de acesta înlocuind 10 salubriști. Prețul unui scuter este de 5.000 de euro fără TVA. Investiția a fost făcută din bugetul primăriei. Aceste triciclete electrice, așa cum o să le vedeți, vor înlocui acele rotocare, cum le numim noi, pentru partea de întreținere a străzilor. Eficiența lor este cel puțin dublă și am și făcut o probă, de exemplu, pe Bulevardul Independenței. Dacă pentru un lucrător ar fi trebuit 40 de minute să treacă de pe un sens pe celălalt, de data aceasta, în 20 de minute, poate să parcurgă traseul obișnuit pentru întreținerea străzilor. Părerile cetățenilor sunt împărțite. Pe aici am fost, dacă vă uitați, o mizerie. Chiar am vorbit cu cineva că atâta mizerie e în Iașul ăsta pe străzi, de nu poți să mergi. Dar oamenii încă nu s-au obișnuit să păstreze ceea ce e ca acasă, să păstreze curățenia care este făcută. Nu știu, cu scutele, nu știu. Scuterele vor fi înmatriculate zilele acestea, urmând ca de săptămâna viitoare să fie scoase la stradă. Ei, da, utilaje noi, orașul arată ca un oraș de afară, am putea spune într-o tonă optimist. Realitatea, domnule director, bună seara. În primul rând, vă spunem și vă mulțumim că ați venit la noi. Sunt de vorbă cu domnul Cătălin Neculau, directorul Salubris Iași. Ați răspuns invitației noastre și alături de dumneavoastră o să mai lămurim o serie de lucruri pe care care țin de curățenia orașului, de proiectele pe care le aveți și de proiectele pe care le-ați pus în desfășurare deja. Bună seara! Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatorul de dumneavoastră. Ce ar fi de spus? Acele mopede arată, spuneam, ca într-o țară ca afară. Mai există în România astfel de lucruri? Nu le-am văzut. Par a fi un element de noutate. Ce ar fi de spus? Ar fi de spus că am plecat împreună cu primarul Mihai Chirica de la o ambiție, de la o ambiție de a schimba acest oraș, de a-l face de talie europeană, de la o ambiție prin care doi ieșeni, născuți în Iași, vrem să facem confortul cetățenilor să fie exact ca cel din vestul Europei. Am plecat de la foarte multe proiecte, le-am pus pe hârtie.
Am făcut un buget de investiții, am văzut posibilitățile pe care le avem, astfel încât să putem eficientiza și să putem face toate aceste lucruri. De multe ori mulți ne întreabă, poate că este o fudulie, poate că este o tichie, poate că nu. Este doar o eficientizare. Știm de foarte multe ori că forța de muncă acum în România este din ce în ce mai greu de găsit. Iar aceste mopede, da, au alură europeană, suntem un oraș european, cetățenii Iașului o merită și da, înlocuiesc aproape 10 salubriști care făceau această muncă înainte. Este bine și sper să nu devină o formă fără fond, adică să nu avem utilajele, cum s-a mai întâmplat în anii trecuți. Multe instituții aveau aparatură, aveau treaje care rămâneau nefolosite sau care nu funcționau la capacitate. Sperăm să le vedem pe străzi, alei și... Eu sper că, și nu o spun cu falsă modestie și nu sunt subiectiv, eu cred că Iașul este cel mai curat oraș din țară, dacă pe acest sector de activitate performăm foarte vorbiți bine. Vorbiți din punctul dumneavoastră, vedem, din punctul subiectiv, aer, am spus subiectiv. Și nici măcar la aer. V-aș ține să vă contrazic. Acum 2 ani am analizat exact tot ce înseamnă particula PM10 și PM2,5 împreună cu primăria municipiului Iași. Sunt acel praf pe care noi îl inhalăm și facem tot felul de cancere pulmonare. Am analizat exact cum au reușit cei din vestul Europei să-și rezolve problema. Și așa cum au reușit ei, pașii care i-au făcut ei, așa am făcut și noi, pas cu pas, așa am făcut. Și pot să vă spun că la luna iulie am scăzut depășirile de PM10 și PM2,5 de aceste particule cu 50%. Și ce am făcut pentru aceasta? În primul rând am achiziționat utilaje care să poată prelua aceste particule, să le poată mătura. Am înțeles că există o normă europeană care spune cum să măturăm strada astfel încât să nu lăsăm aceste particule să ne omoare pe noi. Am înțeles că sunt utilaje specializate pentru acest lucru și toate utilajele sunt cumva clasificate pe stele, astfel încât o stea are cel mai slab, cel mai ineficient utilaj, iar 4 stele are cel mai eficient utilaj și am cumpărat doar utilaje de 4 stele. Nu să vă spun la 5 stele ca hoteluri, de la 1 la 4, așa da, pe, este clasificarea. Pe clasificarea europeană sunt doar 4 stele, doar pe clasificarea americană și nord-americană sunt 5 stele. Europa încă nu a reușit să-și fac acea tehnologie pe care o au americanii și canadienii de mașini de aspirat strada cu aer regenerat. Dar eu sper că în următoarea perioadă vom avea și noi pe străzile Iașului și acea mașină, pentru că este un alt proiect de-al nostru. Mă informam, domnule director, și găsit faptul că Salubrisul, instituția pe care o conduceți, are cel mai mare profit brut. Deci mergeți bine, mergeți din plin, nu vă zbateți așa într-o precaritate financiară și materială. Și totodată am văzut și pe site-ul dumneavoastră că aveți o serie de proiecte. Mi-a atras atenția acela de, care ținea de deșeurile reciclabile. Până acum despre care am mai vorbit, care până acum se ridica o dată pe lună, vorbim de utilizatorii de la casă. Și intenționați să ridicați de acum încolo de 2 ori pe lună și poate și mai mult. Pe dacă viitor. Pe salubrizarea stradală performăm și dacă pe salubrizarea stradală avem și, eu știu, rezultate foarte bune, o altă latură a Salubrisului, cea de colectare a deșeurilor menajere, suntem abia undeva, eu spun, că la 40-50%. De ce suntem la 40-50%? Pentru că... Eficiență sau ce înseamnă acest procentaj? Nu, acest procentaj înseamnă unde suntem și unde vrem să ajungem. Unde suntem? Suntem la nivelul cetățeanului municipiului Iași, care încă nu a reușit să fie educat de către autorități și de către, eu știu, societatea civilă și școala, astfel încât să știe cum se colectează gunoiul, cum se aruncă gunoiul și cum se selectează acest gunoi. Suntem încă în stadiul în care unii cetățeni ai municipiului Iași își lasă și abandonează punga de gunoi la scara blocului sau în coșurile stradale, ceea ce nu este în regulă. Acolo suntem. Am găsit o infrastructură cumva
nu aș spune învechită, dar cumva neconformă. Acum un an și, și două luni de zile când am ajuns director la Salubris, am reușit din cele 600 de puncte gospodărești împreună cu Primăria Municipiului Iași și cu Mihai Chirica să ne gândim la un proiect astfel încât să arătăm că, în primul rând, administrația publică și societatea din subordinea administrației publice, adică Salubrisul, își face temele cum trebuie. Am făcut un proiect pe un an și jumătate, astfel încât toate punctele gospodărești, cele 600 din municipiul Iași, să fie schimbate, apărând acele pubele noi pe culori, apărând acele module capsulate, astfel încât cetățeanul să nu mai aibă un disconfort în a merge în punctul gospodărești și arunca gunoiul, un disconfort creat de miros, un disconfort creat de ceea ce vede. Iar după toată această perioadă și după o informare corectă a cetățeanului municipiului Iași, vrem ca și cetățeanul municipiului Iași să-și facă și el temele, pentru că cumva administrația publică, prin bugetele de investiții, prin munca titanică care o facem noi salubriștii, prin modul în care răspundem necesităților lor, ne-am făcut, eu știu, jobul, ne-am făcut treaba, așa vrem și cetățenii municipiului Iași să ne răspundă exact la ceea ce credem noi că poate cetățeanul municipiului Iași. Suntem doar la 5% colectare separată, ceea ce pentru Uniunea Europeană este foarte puțin. Asta înseamnă concluzia la care ați ajuns acum, după un interval de timp în care ați implementat această ambiție sau acest proiect, nu? Nu, acest proiect, pentru că nu este doar proiectul nostru, este proiectul municipiului Iași, este proiectul României, pentru că dacă vrem să facem parte din acest club al Uniunii Europene cu toate beneficiile acestui club, trebuie să ne și cumva să ne aliniem acelor norme. Păi, asta vă întrebam, cum simțiți? Aveți un feedback la instituție? Lumea, ieșeanul, cetățeanul participă la demersul dumneavoastră sau ar mai trebui? Dacă, unde ar trebui dacă intervenit? Pe zona de blocuri încă mai avem o problemă, pentru că și cu proiectul de investiții este și anonimatul la... de la bloc. Exact. Nu te vede nimeni. În zona de case eu spun că cetățenii municipiului Iași performează. Și de ce performează? Pentru că le-am mai dat o pubelă în care își pot arunca tot ce înseamnă gunoi colectat separat, adică tot ce înseamnă carton, sticlă, o dată pe lună. Plastic, o dată pe lună. Iar acolo el cumva este propriul lui cenzor, propriul lui gospodar. A trebuit să începem această colectare separată cu mijloacele care le-am avut, de asta am început o dată pe lună. După toată perioada asta de investiții am ajuns de două ori pe lună, începând cu luna august, iar eu sper că la sfârșitul anului Salubrisul va ajunge la casa fiecărui om din Iași de cel puțin 4 ori pe lună să ridice acest deșeu reciclabil. Este foarte bine, domnule director. Ce să reținem? Aceea că Salubrisul este o instituție prosperă, dar nu își bate joc de prosperitate, ci investește în prosperitatea orașului și că în curând cei de la case își vor putea scoate pubelele maro de 2 ori pe lună și probabil că până la sfârșitul anului de 4 ori pe lună. Mie îmi place să spun altfel. Da, este punctul dumneavoastră de vedere că Salubrisul este o unitate prosperă. Da, este o unitate prosperă, dar eu spun altfel. Pentru un serviciu plătit corespunzător și Salubrisul trebuie să facă un serviciu corespunzător. Adică pentru o plată corectă și Salubrisul trebuie să execute un serviciu corect. Și nu vă ascund faptul că de multe ori, mergând în orașele din România, sunt unele zone în care firmele de salubritate au o mare problemă cu acest deșeu. Domnule director, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în studio aici la Actual Regional. Sper să ne vedem și pe viitor și să discutăm despre realizările pe care le-ați parcurs între timp, dacă a funcționat proiectul cu reciclabele, dacă mopedele mai merg și dacă orașul continuă să se împrospăteze. Și să nu uităm, aruncăm în tomberoanele galben plastic, PET și metal, aruncăm în tomberoanele albastre hârtie și carton și aruncăm în tomberoanele verzi sticla de